Antrenorul Petrolului este deranjat de faptul că în acest sezon al Ligii a doua există două echipe care au același patron. Grozavu se referă la Luceafărul Oradea și Energeticianul, ambele echipe fiind susținute de omul de afaceri Nicolae Sarcina. Tehnicianul petrolist afirmă că federația ar trebui să se autosesizeze, deoarece nu este normal să se întâmple astfel de situații. E deranjant, pentru că eu știu cât lucrează și cât muncesc jucătorii mei la antrenament și nu mi se pare normal ca ei să muncească pe teren pentru a câștiga punctele și alții să le ia doar pentru că patronul dă o mână. Mai mult nu vreau să spun. Pe lângă această anomalie, Petrolul are de luptat și cu tactica ultra-defensivă a majorității adversarilor. În acest caz, experimentatul fotbalist Alex Țigănașu îndeamnă la calm. Și odată cu înmulțirea victoriilor, Petrolul va căpăta încredere. Practic, ne jucăm meci de meci cu echipe care vin și se apără cu noi. E greu să-i desfaci. Trebuie să fim calmi, nu cum am fost în prima etapă, un pic mai disperat, pot să zic disperat. Petrolul Pandurii și CS Mioveni CS Balotești au fost primele jocuri ale etapei a treia din Liga a doua Casa Pariurilor.